pe 19 iulie 1946 în București. Este un fost jucător profesionist de tenis de câmp și unul dintre cei mai importanti jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul 1 mondial de două ori în 1972 și 1973. Din cele 83 de titluri câștigate, numai 58 au fost înregistrate de Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști. Ilie Năstase este cel mai mare jucător de tenis român și unul dintre cei mai îndrăgiți tenismeni din lume, performanțele lui fiind greu de egalat. Printre cele 58 de titluri la simplu pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat turnee la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. Alături de Ion Țiriac a fost finalist al Cupei Davis de 3 ori, 1969, 1971 și 1972. Năstase era cunoscut pentru glumele sale din arenă, dar și pentru reputația de a folosi tactici agresive, multe dintre acestea pline de succes, drept care a primit porecla de Nasty, răutăciosul, după câteva incidente. A scris câteva romane în franceză în anii 1980, apoi a intrat în politică în anii 1990, candidând în 1996 la postul de primar al Bucureștiului. În anul 1994 a fost capitan nejucător al echipei României de Cupa Davis. În 2005, Tennis Magazine l-a plasat pe locul 28 în lista celor 40 dintre cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani. A fost desemnat de 4 ori cel mai bun sportiv român al anului. La 12 februarie 2008, după aproape 11 ani la șefia Federației Române de Tenis, a demisionat din funcția de președinte al Federației, declarându-se învins de justiția și de presa din România. Printr-un decret prezidențial din 1 decembrie 2008, Ilie Năstase a fost înaintat la gradul de general major cu 2 stele în retragere în Ministerul Apărării. Ilie Năstase s-a retras din cariera profesională în octombrie 1985, la vârsta de 39 de ani. Ilie Năstase se află la cea de-a treia căsătorie și are 5 copii.